Bahic, în care a fost implicat Gabi Tamaș, continuă să-i creeze probleme fotbalistului. Și vorbim despre o răsturnare de situație incredibilă. Se pare că în jurul prânzului, Tamaș a primit un telefon prin care a fost informat că lunea viitoare trebuie să se prezinte la club alături de un avocat, unde va primi vestea că înțelegerea va fi reziliată. Tamaș mai are contract cu echipa până pe 15 iunie și avea pretenții salariale chiar și pentru perioada în care s-a aflat arestat. Doleanțele lui Tamaș nu sunt însă pe aceeași lungime de undă cu rigorile patronului, care l-ar fi anunțat pe jucător că îi va pune acestuia clauze severe în contract, urmând să-i micșoreze leafa. Românul nu a acceptat, ajungând astfel șomer.